Dencil, înainte de întrevederea cu Iohannis la Cotroceni, nu este nicio surpriză. Premierul Viorica Dencil a confirmat că astăzi se va întâlni cu Klaus Iohannis la Cotroceni pentru o discuție legată de aplicarea legii salarizării unitare, sublinierei efectele sale. Premierul a spus și a vorbit cu Klaus Iohannis despre această întâlnire la Erinaxat, urmând să fie stabilit doar data. Da, astăzi, merg la Cotroceni. Mi se pare un lucru firesc, a subliniere. Acum am spus la investituri, vreau să am o foarte bună cooperare între instituții. Această deplasare la Cotroceni se încadrează în ceea ce am spus atunci. Discuțiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Cam astea sunt subiectele la modul general. După ce o să vorbesc cu domnul președinte, o să vedeau mai multe detalii. Am discutat despre acest lucru când am avut XAT, deci acum două săptămâni în urmă. Am vorbit de atunci despre o întâlnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu știam sau este o surpriză. Okay. Am discutat atunci. Rămânea să stabilim doar data, a spus Dencil. Întâlnirea este programată la ora 1200, la Palatul Cotroceni.